vorbă mare, vorbă mare și de seamănă, așa îi a doua mamă. Frunză verde de cicoare, se văză cu o vorbă mare, vorbă mare și de seamănă, așa îi a doua mamă. Când ai cu cine vorbi și cu cine te sfătui, la nanașă ei le spune, leac la inimă ți-o pune. Când ai cu cine vorbi și cu cine te sfătui, la nanașă ei le spune, leac la inimă ți-o pune. Suntem de la compania Surprizei de Vis și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem așa o frumoasă surpriză pentru dumneavoastră. Așa, aveți un tort. Așa, floarea este la fel pentru dumneavoastră. Și șampania la fel pentru dumneavoastră. Dați să vă ajut. Dar cum credeți, de la cine este surpriza? Sincer, nu. Nu, eu nu știu. Avem și un mesaj de felicitare și vedem împreună și din partea cum este. La mulți ani, draga și scumpa noastră, îți dorim să te bucuri de fiecare clipă. Zâmbește și nu uita că azi e ziua cea mai importantă și specială din an. Așa că îți dorim sănătate, că e mai importantă în tot ce facem. Îți dorim să trăiești alături de cei dragi, să te iubească și cei răi să te ocolească. Îți dorim să ai răbdare și speranță, îngerii să te însoțească, viața să te împlinească. Și nu uita, când încă o petală din anii tăi frumoși s-a scuturat, Aline, privește cu mândrie la restul de petale ce nu s-au scuturat. Zâmbește și fii fericită, că viața e frumoasă așa cum este și trebuie să o trăim cu drag. Ne pare rău că nu putem fi alături să sărbătorim această zi atât de frumoasă și prețioasă pentru noi. Cu drag și respect din partea finilor de cununie, Elena și Igor, și finuților Gheorghiță, Dionisie și Macrina. Mulțumesc frumos! O surpriză, nici nu m-am așteptat. Eu rămân o leac fără cuvinte, le mulțumesc din suflet, te doresc să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu răbdare și sănătate și să fie cât mai repede acasă. Îi iubim, îți fiinii noștri, ne pare rău că nu s-a cu noi și poate da, îi iubim enorm. Când lumii lăsat, neamul ca să-ți fie dat, când cu